această viață este cuvântul meu și nu-l încalc pentru nimeni în lume. Capitalismul ne oferă tuturor o mare oportunitate dacă îl apucăm cu ambele mâini și ne agățăm de el. Poți obține multe cu o vorbă bună, însă cu o vorbă bună și cu un pistol poți obține și mai multe. Prefer să fiu bogat și lacom și să merg în iad când voi muri, decât să trăiesc în sărăcie pe acest pământ. Țara a vrut băutură și eu am dat-o. De ce ar trebui să fiu numit inamic public? Se pare că sunt responsabil pentru fiecare crimă care are loc în această țară. Sunt doar un om de afaceri care oferă oamenilor ceea ce își doresc. Iadul trebuie să fie un loc destul de agitat, pentru că tipii care au inventat religia s-au străduit din greu să-i țină pe toți ceilalți departe. Sunt o persoană bună, sunt amabil cu toată lumea, dar dacă ești nepoliticos cu mine, atunci bunătatea nu este ceea ce îți vei aminti de mine. Există o mulțime de afaceri pentru toată lumea. De ce să ne ucidem unii pe alții din cauza asta? Cele mai curve sunt bărbații care își vând loialitatea pentru un pumn de iluzii, iar onoarea lor e doar o monedă de schimb în piața minciunilor. Bărbații cu ciocanul mare se cunosc după cum își clădesc imperiile, dar adevărata lor putere stă în felul în care își păstrează cu grijă fragilitatea în mijlocul tuturor căderilor. Mi-am construit organizația pe frică. Prohibiția nu a făcut decât necazuri. Ai grijă pe cine numești prieten. Imperiile sunt create cu sânge și foc. Doar cei care au flămânzit cu mine și mi-au fost alături când am trecut printr-o perioadă neplăcută la un moment dat în viață, vor mânca la masa mea. Toată lumea are un preț. Important este să afli care este acela. Pot înlocui lucrurile, dar nu mi-aș putea înlocui niciodată soția și copiii. Sunt 200 de milioane de idioți manipulați de 1 milion de bărbați inteligenți. Viața este plină de surprize, unele bune, altele mai puțin bune. Trebuie să ne creăm o prezență de neclintit, așa încât dușmanii nu vor vrea altceva decât pace. Ar putea să ne despartă, însă nu vor putea niciodată să ne distrugă. Nimic nu dă unui fricos mai mult curaj decât frica altuia. Treaba cu războiul este că e greu pentru afaceri. Când ai o țintă pe spate, rivalii devin îndrăzneți. Geniile sunt întotdeauna văzute drept persoane nebune. Minciunile sunt necesare când adevărul este prea greu de crezut. A avea putere nu înseamnă că cineva poate abuza de săraci. Locul 1 sau locul 2. Tu decizi. Dacă există un lucru pe care l-am învățat din lumea narcoticelor, acela este că viața e mai complicată decât îți poți închipui. Binele și răul sunt concepte relative. Să nu cedezi niciodată.
Este un timp potrivit pentru luptă și este un timp pentru a fi inteligent. Sunt un om decent care exportă flori. Problema nu este despre bani, ci despre demnitate. Dacă un bărbat vorbește vulgar unei femei, este hărțuire sexuală. Dacă o femeie vorbește murdar unui bărbat, este $3.95 pe minut. Dacă viața e o curvă, tratează-o ca atare. Scopul războiului este pacea. Nu sunt o persoană bogată. Sunt o persoană săracă cu bani. Băieții răi au nevoie de noroc de fiecare dată. Băieții buni au nevoie de noroc doar o dată. În afacerile moderne, nu de escroc trebuie să te temi, ci de omul onest care nu știe ce face. Nu este nimic mai murdar decât un șobolan. Dacă îi lăsăm să alerge liberi, străzile vor fi pline. Să n-ai încredere în nimeni, în special în tine. Bani murdari sunt în toate sectoarele economice ale țării. Nu vreau să fiu bun. Voi fi grozav. Fiecare organizație are nevoie de cineva care să stea în față. Lumea se schimbă și există noi oportunități pentru cei care sunt gata să-și unească forțele cu cei care sunt mai puternici și mai experimentați. În spatele fiecărei mari averi se află o fără de lege. Mereu am știut că oamenii pot fi cumpărați. Întrebarea e, cine îi cumpără și pentru cât? Nu am soție pentru că emoția este periculoasă. Nimeni nu mă va ucide vreodată, pentru că nimeni nu ar îndrăzni. Nu e nimic personal, sunt doar afaceri. Schimbarea este procesul prin care viitorul ne invadează viețile și este important să o privim îndeaproape, nu doar din perspectivele mărețe ale istoriei, ci și din punctul de vedere al persoanelor vii care respiră și care o experimentează. De ce să îți ierți dușmanul? Dumnezeul va ierta. Sarcina noastră este să le organizăm o întâlnire. Cu cât îți pasă mai mult de ce crede lumea despre tine, cu atât mai puțin te vei bucura în a fi tu însuți. Soțiile neglijate sexual ajung tot timpul la autodescoperire și revoluție personală. Bărbații care dau în femei dezvăluie doar propriile lor neputințe mascate sub iluzia puterii brute. Oamenii tari combină mereu sexul cu respectul și tandrețea, pentru că înțeleg că adevărata virilitate nu stă în a domina, ci în a proteja și înălța. Dacă un bărbat este prost, cineva va primi tot ce este mai bun din el, așa că de ce nu tu? Dacă nu, ești la fel de prost ca el. Pentru ca un bărbat să se afirme, trebuie să urce multe trepte. Nimeni nu o poate face fără ajutor. Fii corect cu toți, sociabil cu mulți, apropiat cu unii și prieten cu câțiva. Nu lăsa niciodată trecutul să stea în calea viitorului. Din când în când, fiecare merită un început nou. Care dintre aceste citate te-au impresionat? Împărtășește-ți opinia printr-un comentariu.
Mulțumim pentru vizionare!